avut de susținut recursul declarat împotriva închierii, din care judecătorul de la prima instanță a sesizat judecarea acestei cauze pe domnul Bicara, domnul Vasile, a apreciat necesară menținerea acestui în stare de arest preventiv. Noi, atacând această hotărâre, am arătat că nu subzistă temeiurile care au fost avute în vedere la momentul luării acestei măsuri, respectiv că prin persoana sa, domnul Bica, nu prezintă acele riscuri de influențare a corectei derulări a procesului penal. Am invocat și jurisprudența Curții Europene și anumite argumente, criticând considerentele încheierii atacate. Sigur, în funcție de ceea ce instanța de recurs va decide, procesul se va desfășura într-o una sau alta dintre modalitățile alternative. Noi sperăm să fie cu inculpatul în stare de libertate. Vă mulțumesc. Au apărut probe noi în dosar între timp? Păi, de la momentul la care s-a făcut verificarea măsurii și până astăzi, dați seama că prin următorul și prim termen este la 22 decembrie, deci atunci, practic, se va declanșa cercetarea judecătorească și vom veți vedea și care va fi poziția procesuală inculpatului. Vă mulțumesc.